S-a pierdut o minge de joc de basket 3-3 cu M30, cu ea semnată, dacă cineva știe... Suntem la finala de la U12 masculin, prima finală aici de la Julius Mall Iași. Prima posesie. Aparține echipei în verde, Mad Max. Finala 100% ieșeană. Ambele echipe reprezintă acest oraș în care ne aflăm pentru turneul al patrulea BCR Sport Arena Streetball 2024. La linia de libere, Vlad Chițoi, cel care tocmai a devenit campionul de la Mini Dunk Contest chiar câteva minute mai devreme. Nu ar ata Chițoi libera, rămâne 0-0. Ciobanu acum, care își folosește viteza. Ciobanu ratează oferta pe mâna stângă, recuperează Buțureanu. Pasa este la interior. Arată din apropiere jucătorul de la Stomart. Dimi ține de minge, vede bine pasa. Chițoi ratează cârligul. Este recuperare pentru David Ciobanu. Buțureanu. Dimi. Chițoi aruncă de două puncte și scutură plasa. 2-0 pentru Mad Max. Buțureanu se complică. S-au apărat bine cei de la Mad Max. Și este Chițoi. Atacă pe Ciobanu și scrie, sunt 3 puncte acum pentru Vlad Chițoi. Ciobanu, ce dribling, o serie foarte frumoasă de dribling-uri pentru Ciobanu, care ratează însă stop shoot-ul. Același Chițoi. Pasa este pentru Dimi. Dimi obține faultul, va merge la linia de libere pentru o aruncare. Ratează Dimi libera. Merge a părăsit suprafața de joc. Stomar se află în continuare în căutarea primelor puncte. Chițoi. O, ce fetă de pasă frumoasă a lui Crețeanu, care însă nu mai ajunge până la destinație. Rămâne 3-0 scorul. Simona ratează. Buțureanu. S-a învățat cu Chițoi, minge ajunge la David Ciobanu. Ciobanu din nou, dribling-uri halucinante și Ciobanu marchează. Ce poză frumoasă a făcut tânărul jucător. Chițoi vrea și el acum propriul său dans. Scoate în spate pentru Dimi cu panoul. Dimi ratează din apropiere. Se vede pe același Ciobanu, acum vine cu pasa. L-a văzut foarte bine pe colegul său Simon, care a fost faultat. Va merge la linia de aruncări pentru o liberă. Scrie Simon. Se face 3-2 scorul. Dimi. Intercepția lui Simon. Buțureanu acum din apropiere pentru Agalanu. Tot el recuperează și acum scorul devine 3-3. Chițoi. Chițoi liber la două puncte. A scris în acest turneu de două puncte și o face și acum. 5-3 pentru Mad Max.
Buturanu vrea să răspundă și o face. Se încinge meciul aici la U12 masculin. Chițoi joacă cu șireturile desfăcute. Acum, după acest fault, are timp pentru a se lega la șireturi. Meciul Serie A este 5-5. Dimi acum are ceva spațiu. Oprește dribbling-ul, trebuie să vină cu pasa, o face. Crețeanu e acolo, Dimi a fost liber pentru câteva momente. Crețeanu în o opțiune individuală. Chițoi vine cu un nou punct. Mad Max duce cu 6-5. Crețeanu a încercat și din spate semicercului, atent, tot îl recuperează, este fost căpăcit acolo, dar Chițoi obține faultul. Va fi o liberă pentru campionul de la Mini Dunk. Chițoi a ratat libera. Buturanu recuperează și obține faultul. Ciobanu. Ciobanu, unul dintre cei mai buni dribleri pe care i-am văzut aici la Iași, la U12. Minge ajunge la Buturanu, stop shoot ratat. Rămâne avantaj minim pentru Mad Max. Vlad Chițoi încearcă și el să-și creeze spațiu. Serie de fente pentru Vlad Chițoi, care este faultat pe aruncare. Va merge la libere. Rata Chițoi liberat, scorul rămâne 6-5. Ciobanu scoate în spate. Dragoș de două puncte, cât pe ce să înscrie. Crețeanu obține recuperarea. Chițoi. Chițoi este de dribbling-uri, însă nu are spațiu Chițoi. Târzie să apară pasa, vine acum pentru Crețeanu. Crețeanu a fost împins. E posesie pentru Mad Max de sus. Am intrat în ultimele două minute ale primei finale de aici, de la turneul de la Iași. Chițoi din nou cea fentă. Nici de această dată nu a ieșit. Buțureanu, finalistul de la Mini Dunk. Nu s-au înțeles acolo Buțureanu și Tomaszewski și pierd posesia. Jucătorii de la Stomar. Dimi. Crețeanu trebuie să paseze, o face Dimi. Dimi este faultat. Va merge la linia de libere pentru o aruncare. Și este diferență de două puncte. Cei de la Stomar trebuie să arunce din spatele semicercului. Ciobanu o face el și egalează 7-7. Ce coș pentru Ciobanu. Dimi, meciul nu e gata, mai sunt 20 de secunde. Fault pe aruncarea de la semi-distanța lui Chițoi. Chițoi va merge la libere. Mai sunt 16 secunde. Vedem coșul lui Ciobanu.
importantă această liberă a lui Chitsoi. Scrie din nou avantaj pentru Mad Max. Data aceasta cei de la Stomart au nevoie de un coș de un singur punct. Buțureanu face să greșească pasa. Să vedem dacă Ciobanu va fi cel care va egala din nou. Ratează Ciobanu. Mad Max cu posesia și nu mai vine faultul. Este titlu pentru Mad Max în finala de la sub 12 ani masculin. Om la 7, scorul final. Vlad Chitsoi reușește să închidă meciul la linia de libere la 20 de minute după ce a devenit campionul de la mini-dunk.